Un incendiu de proporții a avut loc a doua zi de Paște în comuna Stoenești, în satul Bădeni. Un apel la Serviciul Unic de Urgență 112 a alertat pompierii de la detașamentul din Câmpul Lung să intervină la stingerea incendiului care amenința să se propage și la alte locuințe. La fața locului au sosit trei echipaje cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj smurt și mai multe echipaje ale poliției. Incendiul se manifesta la acoperișurile unei case și a mai multor anexe de la două proprietăți pe o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de două ore, reușind să salveze din incendiu un autoturism de lux, inclusiv locuințele imediat învecinate. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un incendiu la o locuință particulară în comuna Stoinești, sat Bădeni. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor smurt. Sosit la locul intervenției, am constatat că ardea generalizat acoperișul unei locuințe și mai multor anexe pe o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați, existând posibilitatea ca incendiul să se propage la locuințele imediat învecinate. Intervenția s-a desfășurat în condiții bune, nu au fost victime, doar pagube materiale. Din fericire, la momentul izbucnirii incendiului nu se afla nimeni în locuință, însă proprietara a suferit un atac de panică, fiind asistată la fața locului de către paramedicii smurt. Cauza izbucnirii incendiului este în curs de cercetare, proprietarul uneia dintre case având și camere de supraveghere.